Vă salut, prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să vă puneți parolă la PC-ul sau laptopul dumneavoastră. Haideți să începem! Acest lucru o să vi-l prezint pe Windows 7, dar metoda se aseamănă cu cea de pe Windows 10. În viitor o să fac și un tutorial de pe Windows 10. Hai să trecem la treabă. În primul rând intrăm în Start și ne ducem la Control Panel. Va trebui să aveți aici selectat categorii. Dacă aveți deja acest lucru selectat, este foarte bine. Ne ducem la User Accounts and Family Safety. De aici selectăm Change Your Windows Password sau schimbați parola de la Windows în cazul în care aveți Windows-ul în limba română. Aici o să ne ducem la Create a Password for Your Account. Aici o să ne setăm noi parola. În prima căsuță o să scriem parola pe care noi dorim să ne-o punem la PC. O să scriu și eu o parolă. Vă recomand să scrieți o parolă simplă pe care să nu o uitați. Este neplăcut să vă uitați parola de la PC. În a doua căsuță rescriem parola. După ce ați făcut acești pași, ne ducem și pe a treia căsuță. Aici va trebui să scriem un indiciu. Nu știu, o să scriu niște cifre. Am scris 1, 2, 4, dumneavoastră scrieți orice doriți. Trebuie să țineți minte și aceste cifre, deoarece în anumite momente vă vor fi de folos. Haideți să apăsăm butonul Create Password. După cum vedeți, îmi apare aici că sunt protejat de o parolă. În momentul de față suntem protejați de această parolă. Adică în momentul în care cineva dorește să intre în PC-ul nostru atunci când nu suntem atenți, nu va putea să facă acest lucru deoarece va întâmpina acea parolă. Dacă doriți să vedeți dacă parola a fost activată, va trebui doar să dați un restart PC-ului. Eu nu o să fac acest lucru deoarece îmi va fi oprită filmarea. Dacă la un moment dat o să doriți să dezactivați această parolă, vă duceți în Control Panel, dați click pe User Accounts and Family Safety, ne ducem din nou pe Change Your Windows Password și dăm click pe Remove Your Password. Scriem parola pe care o avem și apăsăm butonul Remove Password. Parola noastră a fost scoasă, nu o să mai întâmpinăm introducerea parolei la deschiderea calculatorului și cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le prezint. Eu am fost Damian, vă mai aștept și la alte videotutoriale. La revedere!